Iată titlurile acestei ediții. O femeie din satul Manta, Cahul, s-a stins după ce o mașină a dat peste ea. Poliția a stabilit că victima traversa strada într-un loc interzis. Un minor de 13 ani, dar și un tânăr de 20 de ani au ajuns la spital după ce mașina în care se aflau s-a izbit într-un copac la intrarea în satul Rusești Noi, Ialoveni. O minoră de 16 ani a fost tamponată mortal pe o trecere de pietoni din satul Chirsova, municipiul Comrat. Polițiștii l-au reținut pe bănuit. Accident în capitală. Un motociclist a ajuns la spital după ce a pierdut controlul volanului, a ieșit pe contrasens și a tamponat o mașină. 30 de zile de arest pentru tânărul de 22 de ani care a provocat un grav accident rutier pe strada Mihai Viteazu din capitală, soldat cu decesul unei șoferițe de 35 de ani. Neglijența a costat-o viața. O femeie de 53 de ani s-a stins după ce o mașină a lovit-o în timp ce traversa strada într-un loc interzis. Tragedia s-a produs pe 24 iunie, aproape de miezul nopții, pe o stradă din satul Manta, raionul Cahul. Potrivit oamenilor legii, șoferul autoturismului a părăsit locul accidentului. Șoferul a fost identificat și reținut. Acesta s-a dovedit a fi un bărbat din aceeași localitate de 35 de ani. În momentul producerii accidentului, acesta conducea o mașină de model Dacia Duster. În cadrul audierilor, șoferul și-a recunoscut vina. El riscă să stea până la 7 ani după gratii pentru producerea accidentului, dar și 3 ani pentru că a fugit de la fața locului. Un minor de 13 ani, dar și un tânăr de 20 de ani au ajuns la spital după ce mașina în care se aflau s-a izbit într-un copac de pe marginea drumului. Accidentul a avut loc în după-amiaza de 24 iunie la intrarea în satul Rusești Noi, Ialoveni. Automobilul de model Opel, la volanul căruia se afla un tânăr de 20 de ani, nu s-a isprăvit cu ghidajul, derapând de pe traseu, s-a inversat, tamponându-se într-un copac de pe marginea carosabilului. Atât șoferul cât și pasagerul minor din mașina acestuia au fost duși la spitalul de urgență din Chișinău cu diverse traume. În urma accidentului rutier, la Institutul de Medicină Urgent a fost transportat un bărbat în vârstă de 20 de ani. Acesta a suferit fractură de coloană vertebrală. În prezent, starea lui de sănătate este stabilă și se află internat în secția chirurgie spinală. Ulterior, copilul a fost transportat la Institutul Mamei și Copilului. Starea minorului nu este gravă. Oamenii legii urmează să stabilească din ce cauză șoferul a pierdut controlul volanului. Șoferul care în seara de 22 iunie ar fi tamponat mortal o minoră de 16 ani pe o stradă din satul Chirsova, municipiul Comrat, și a părăsit locul accidentului, a fost reținut. Acesta este un bărbat de 32 de ani din aceeași localitate. Oamenii legii au stabilit că în acea seară suspectul ar fi consumat alcool împreună cu mai mulți prieteni într-un local din sat. Ulterior ar fi urcat la volan și ar fi pornit spre casă. Un șofer, conducând automobilul Mercedes, a tamponat o tânără de 17 ani, după care a părăsit locul accidentului. În urma impactului, tânăra din aceeași localitate a decedat în drum spre spital. Dacă va fi găsit vinovat, șoferul riscă închisoare de la 4 la 8 ani cu privare de dreptul de a conduce mijlocul de transport pe un termen de la 4 la 5 ani. Etilotestul a arătat că șoferul era beat. Polițiștii din Comrat au deschis un dosar penal pe numele suspectului. Un grav accident rutier s-a produs în capitală. Un motociclist care se deplasa pe strada Petricani ar fi pierdut controlul asupra volanului și a tamponat în plin o mașină parcată regulamentar. Totul s-a întâmplat pe 25 iunie în jurul orei 11. În urma impactului, motociclistul a fost proiectat pe carosabil. Un martor care a văzut accidentul a făcut apel la 112. Motocicletă de model Yamaha, condusă de bărbat în vârstă de 40 de ani, ar fi pierdut control supra motocicletei și, ieșind pe contrasens, s-a tamponat într-un automobil de model BMW ce era parcat pe marginea carosabilului. La fața locului a intervenit și o ambulanță care l-a transportat pe bărbat la spital. Pacientul cu vârstă aproximativă de 40 de ani se află în afara oricărui pericol. În urma investigației medicilor nu i s-au depistat fracturi sau alte traumatisme. Totuși, pacientul rămâne în departamentul de medicină urgentă sub supravegherea medicilor, întrucât acesta a suferit o comoție ușoară. Ulterior, medicii vor stabili dacă pacientul urmează sau nu a fi internat. Potrivit poliției, alte persoane nu au avut de suferit. Oamenii legii investighează cazul și urmează să stabilească cu ce pagubă s-a ales șoferul automobilului deteriorat în urma accidentului.
30 de zile de arest pentru șoferul care a provocat un grav accident rutier pe strada Mihai Viteazu din capitală. Instanța de judecată a satisfăcut integral cererea procurorilor. Tânărul de 22 de ani, care în plină viteză ar fi ieșit pe contrasens și a tamponat o altă mașină, este cercetat penal pentru încălcarea regulilor de circulație rutieră, soldată cu decesul unei persoane. Persoana e plasată în arest și învinuită de un singur articol 64 din 3 litera B, încălcarea regulilor de circulație rutieră, care s-a soldat cu decesul persoanei. A ieșit pe bandă opusă pentru traficul destinat circulației din sensul opus și s-a lovit frontal cu automobilul în care se afla victima. Vineri 22 iunie, femeie de 35 de ani care se afla la volanul uneia dintre mașinile implicate în accidentul de pe strada Mihai Viteazu din Chișinău a murit la Institutul de Medicină Urgentă. Femeia decedată era căsătorită și educa doi copii minori. Potrivit oamenilor legii, suspectul are antecedente penale. Acum el riscă să stea în spatele gratiilor 7 ani și privarea dreptului de a conduce pe un termen de 4 ani. Șeful poliției criminale din Hâncești, care ar fi împușcat mortal un tânăr de 20 de ani din Hâncești, dar și proprietarul centrului de agrement unde s-a întâmplat totul, vor sta în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată cu ușile închise, după care cei doi au ieșit încătușați. Potrivit ProTV.md, cei doi nu și recunosc vina și pledează nevinovați. Potrivit unuia dintre apărători, polițistul ar fi tras din armă pentru a se apăra. Procurorul de caz spune că ambii sunt cercetați pentru omor comis intenționat. Mai mult, pe perioada anchetei se va stabili și statutul celor doi bănuiți. Incidentul a avut loc în noaptea de 21 iunie la o bază de odihnă din Hâncești. Tânărul de 20 de ani ar fi intrat fără voie împreună cu doi prieteni într-un bazin privat. Potrivit procuraturii, șeful poliției criminale din oraș, care tocmai efectua razii împreună cu proprietarul, a scos arma și a tras mai multe focuri. Una dintre împușcături ar fi fost mortală pentru tânărul de 20 de ani. Dacă vor fi găsiți vinovați, bănuiții riscă să stea în spatele gratiilor până la 20 de ani sau detenție pe viață. Dosarul Borman pe ultima sută de metri. Procurorii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, împreună cu Inspectoratul Național de Investigații, au trimis în judecată dosarele a încă 6 membri ai grupării specializată în circulație internațională a drogurilor. Potrivit procurorilor din grupare, fac parte aproximativ 70 de persoane, majoritatea din Republica Moldova. O parte dintre ei, printre care și liderul grupării Oleg Pruteanu, alias Borman, au fost reținuți. Alte 60 de persoane sunt sau urmează să fie date în căutare internațională. În cadrul investigațiilor, oamenii legii au stabilit că gruparea și-a început activitatea la începutul anilor 2000 pe teritoriul Spaniei. La acel moment, aceștia comiteau infracțiuni legate de șantaj, sechestrări de persoane, atacuri tâlhărești, însoțite cu arme de foc, infracțiuni pentru care în anul 2004 o bună parte din aceștia au fost condamnați la ani de închisoare. După ce au ieșit din pușcărie, în 2010, bănuiții și-ar fi reluat activitatea, însă de această dată s-au specializat în traficul internațional de droguri pe care le procurau din țările Africii de Sud. În următorii 6 ani, aceștia ar fi transportat în Rusia aproape 800 de kilograme de hașiș și au obținut peste 20 de milioane de lei. Ulterior, banii care trebuiau aduși în Republica Moldova, dar și în țările europene, erau legalizați prin diferite metode. Ei erau legalizați prin diferite metode, și anume procurarea imobililor, procurarea bunurilor mobile, procurarea serviciilor. Au fost identificate bunuri infracționale în sumă mai mare de 8 milioane de lei. Liderul grupării, Oleg Pruteanu, a fost reținut împreună cu alți trei membri în octombrie 2017 într-un magazin din Chișinău și plasați în arest preventiv. Totodată, alți câțiva suspecți au fost deja condamnați la pușcărie în Federația Rusă. Oamenii legii au stabilit că toți activau sub protecția lui Grigore Caramalac, lider cunoscut în lumea criminală. Forțele de ordine continuă să investigheze cazul pentru a identifica toți membrii. Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă până la 15 ani de pușcărie pentru crearea organizației criminale și pentru trafic de droguri, dar și până la 10 ani pentru contrabandă. O plantație de cânepe chiar într-un lan de floarea soarelui. Asta au găsit polițiștii de frontieră din Direcția Regională Sud împreună cu angajații Inspectoratului de Poliție Vulcănești în apropiere de frontieră. Cânepa creștea pe o suprafață de pământ de 2,5 hectare și este gestionată de o asociație agricolă din satul Ietulia, Raionul Vulcănești, spune poliția. Astfel, la o distanță de 2 km de la linia de frontieră, în apropierea satului Cișmichiu, Raionul Vulcănești, s-au descoperit plantele de cânepă camuflate într-un lan de floarea soarelui. Plantația creștea neuniform, fără a fi îngrijită în mod special. Cazul este documentat de oamenii legii. Poliția de frontieră desfășoară operațiunea MAC 2018, care are scop de combatere a traficului ilicit de droguri de origine vegetală, precum și identificarea persoanelor care le cultivă ilegal în zona de frontieră.
Un bărbat de 30 de ani din capitală a fost reținut de oamenii legii după ce a intrat într-un garaj, a furat de acolo lucruri de 12.000 de lei, iar mai apoi le-a vândut la preț redus altor persoane. Potrivit Poliției Capitalei, totul s-a întâmplat pe 12 mai în orășelul Sângera din municipiul Chișinău. Oamenii legii spun că suspectul a intrat într-un garaj și ar fi luat de acolo toate instrumentele de construcție care aparțineau proprietarului, printre care două mașini de șlefuit, trei mașini de înșurubat, o mașină de sculptat în lemn și 5 burghiuri ciocan. În urma mai multor investigații, polițiștii au stabilit că bănuitul a săvârșit fapta în momentul când proprietarii erau plecați de acasă. Recent, bărbatul de 30 de ani a fost reținut și este cercetat în libertate. Dacă va fi găsit vinovat, riscă peste 65.000 de lei amendă sau până la 4 ani de pușcărie. Mai multe evenimente din țară și de peste hotare, pe scurt. Ploile din ultimele zile au adus mari pagube unor locatari din orășelul Durlești. Un bloc locativ a fost distrus după ce în seara de 22 iunie peretele de rezistență afectat de umezeală s-a prăbușit peste ceilalți pereți ai casei, dar și peste automobilele parcate în apropiere. Apa adunată în urma ploilor a distrus peretele, iar subsolurile și apartamentele de la etajele inferioare au fost inundate. Din fericire, toți locuitorii au fost evacuați și nimeni nu a avut de suferit. Paguba materială nu a fost deocamdată estimată. Un terminal de plată aruncat în parcul Valea Trandafirilor din capitală. Mai mulți dintre internauți au scris pe o rețea de socializare că cel mai probabil aparatul electronic a fost furat. Unii presupun că acesta este terminalul care ar fi fost furat încă pe 18 iunie din fața unui magazin alimentar din sectorul centru. Amintim că în noaptea de 18 iunie, în jurul orei 4, mai mulți necunoscuți au reușit să ia terminalul din fața unui magazin alimentar și au plecat într-o direcție necunoscută. Dacă vor fi identificate și găsite vinovate, persoanele implicate riscă dosare penale. Accident rutier în capitală. Un autoturism s-a tamponat cu un camion cu numere de înmatriculare străine pe strada Uzinelor din sectorul Ciocana. Nu se cunoaște deocamdată cum s-a întâmplat totul. Cel mai probabil, ambele vehicule ieșeau din intersecție, iar șoferul camionului nu ar fi văzut autoturismul care mergea alături și s-au tamponat. În zonă s-au format ambuteiaje. Poliția urmează să investigheze accidentul rutier. Mașinile de mare tonaj care depășesc 20 de tone nu vor putea circula pe drumurile din țară în zilele în care temperatura aerului va depăși 30 de grade Celsius. Măsura de restricție impusă de autorități are scopul de protejare a asfaltului. Astfel, camioanele și alte autoturisme de mare tonaj nu vor putea circula pe drumuri între orele 10 și 20. Această restricție însă nu este valabilă pentru mașinile care transportă persoane, animale vii, produse alterabile, dar și vehiculele care participă la intervenții de urgență. Ar fi furat un portmoneu, iar acum este căutat de poliție. Bărbatul care apare în imagini este bănuit că ar fi jefuit o tânără în timp ce ambii călătoreau cu troleibuzul. Totul a avut loc pe 18 iunie pe șoseaua Hâncești din Chișinău. Potrivit polițiștilor, suspectul ar fi profitat de neatenția victimei și ar fi sustras din geanta ei portmoneul, în care se aflau 1700 de lei, carduri bancare, dar și acte de identitate. Persoanele care l-au recunoscut pe bărbatul din imagini sunt rugate să anunțe la numerele de telefon indicate pe ecran. Confidențialitatea sursei este garantată. Dacă va fi identificat și găsit vinovat, suspectul riscă amendă de peste 42.000 de lei sau ar putea sta următorii 2 ani după gratii. Dacă deții imagini sau informații ce pot deveni o știre, expediază-le pe adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 062 071 902. Știrea ta o va vedea o țară întreagă.